oamenii dreptății. Se întâmplă să empatizați cu cineva implicat în proces, cu victima sau chiar poate cu inculpatul? Există infracțiuni săvârșite asupra minorilor, lipsiri de libertate, atacuri, violențe și faptele sunt descrise în amănunt pentru că eu ca judecător vreau să aflu, vreau să știu acele amănunte ca să pot să-mi fac treaba până la urmă. Am avut un domn care își pierduse fiul la Revoluție și care mi-a solicitat daune morale de la statul român pentru nesoluționarea dosarului Revoluției. Adică el mi-a spus că pentru el este o suferință faptul că până la acest moment, după aproape 30 de ani, nu știe cine i-a omorât fiul și se luptă pentru asta și într-adevăr m-a impresionat foarte mult cazul lui, astfel încât i-am admis cererea și i-am acordat daune morale în cuantumul maxim pe care dânsul l-a solicitat. Un judecător, desigur că trebuie să dea dovadă și de empatie, dar în același timp el trebuie să facă în așa fel încât legea să fie respectată și aplicată. Nu suntem un sistem american în care... Avem o curte de jurați. Da, nu suntem acolo și nici nu știu dacă e bine să fim acolo. Mie mi se pare momentan potrivit să ai un om pregătit în fața căruia te afișezi, în fața căruia îi prezinți argumentele. Reprezentați asigurătorul în litigiile din instanță. Vă ajută sau vă încurcă faptul că puteți să empatizați cu victimele? Dacă empatizez, empatizez la nivel uman, după care mă dedublez și trec în sfera profesională în care îmi văd de cazul meu. Sigur, îmi pare rău pentru victimă, dar apoi iau speța ca atare și găsesc argumentele pentru clientul meu. Eu trebuie să fiu obiectiv și imparțial, însă resimt acele emoții care vin din sală. Da, mi se pare că empatia ar trebui să fie o calitate a oamenilor care activează în sistemul de justiție.